dimineața tuturor. Este o mare bucurie să fim astăzi aici. Este o onoare pentru noi să fim cu toții prezenți în această formulă. Aș vrea, pentru a nu omite pe cineva, să-mi permită să citesc lista de invitați, pentru că este impresionantă și ne onorează în ansamblu de la Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dar și pe mine personal. Este vorba despre reprezentanții ambasadelor care sprijină și reprezintă, practic, pe colegii noștri din Republica Moldova, Serbia, Ungaria, Ucraina și Bulgaria. Le mulțumesc foarte mult pentru prezența. În al doilea rând, colegii noștri din Moldova, de la Centrul Național Anticorupție, din Serbia, de la sectorul de afaceri interne, din Ungaria, Serviciul Național de Protecție, din Ucraina, Serviciul de Administrare, Protecție a Frontierii de Stat, din Bulgaria, Direcția de Securitate Internă, de asemenea, reprezentanții parchetului general, domnul procuror general Ajun Bogdanicu, care îi mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnul Viorel Cercu, din partea Curții de Apel București, îi mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnul procuror pentru prezență, domnul Silviu Ioan Popa, din partea Agenției Naționale de Integritate, mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnul inspector general, de la Inspectoratul General pentru Frontieră, domnul inspector general Popescu, care i-a mulțumesc foarte mult, domnul inspector general, domnul inspector general Buda, vă mulțumesc foarte mult, ne onorează prezența dumneavoastră, ați fost șeful nostru în calitate de ministru adjunct, acum avem alături de noi și este o mare pentru noi, domnul general. Domnul inspector general Medrega, în calitate de inspector general al Inspectoratului General pentru Imigrări, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. De asemenea, din partea Inspectoratului General de Poliție, îl avem pe directorul Direcției Control Intern, care îi mulțumesc foarte mult. Pe ecran rulează câteva aspecte, zicem noi, importante din viața Direcției Generale Anticorupție, care vizează atât activitatea de prevenire, cât și activitatea de combatere. Îl salut, l-am văzut acum în sală pe domnul ambasador al Republicii Moldova, Mihai Ciuplicea. Vă mulțumesc foarte mult, excelență, pentru prezența dumneavoastră. Au fost de asemenea invitați din partea TGAS, doamna Simona Ștefan, domnul Constantin Buzera, director adjunct al Agenției Naționale de Administrare a Fondurilor Indisponibilizate. Din partea organizațiilor non-guvernamentale, partenerii noștri de nădejde de la toate activitățile pe care le desfășurăm pe segmentul de prevenire. Și vreau să subliniez prezența doamnei Iuliana Iliescu de la Asociația Pro Democrația, care îi mulțumesc pentru prezența astăzi. De asemenea, au mai fost invitați Transparency International, Centrul de Jurnalism Independent, Expert Forum, Centrul Siene pentru Educație, domnul Cristian Duplu de la Center for Advanced Research in Management and Applied Ethics, nu în ultimul rând, Hans Seidel, o onoare deosebită o face prin prezența domniei sale, doamna Maria Asene, din partea Comisiei Europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Doamna Maria Asene, și reiau de asemenea reprezentanții ambasadelor Bulgariei, Serbiei, Ungariei, Republicii Moldova, Germaniei. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ucrainei și, cum spuneam, Comisia Europeană. Nu în ultimul rând, vreau să subliniez distinși invitați faptul că în sală se găsesc din partea Direcției Generale Anticorupție, directorul general adjunct Melintescu, care îi mulțumesc pentru implicarea în acest proiect, a cărei idee iată a generat aceste întâlniri bilaterale pe o parte și apoi întâlnirea aceasta finală. De asemenea, sunt în sală directori din Direcția Generală Anticorupție, directorul Direcției Anchete, domnul Nistor, directorul Direcției Prevenire, doamna Geșanu, și nu mai văd pe domnul director Dobrin, cred că a plecat să aranjeze poze pentru pacientele care vor fi mânați. Iată, de dimineață am avut un prim adversar al luptei împotriva corupției și anume traficul. Dacă am trecut peste etapa asta, cred că puteți să cercem acum cu forță și să răspundeți pe acest proiect, faptul că a reprezentat pentru noi, în a doua jumătate a acestui an, o ambiție de a pune la cale, pe de-o parte, segmentul de prevenire, pe care, împreună cu partenerii noștri transfrontalieri, și anume Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia și Bulgaria,
la dezvoltarea lucrurilor timpului și a simțit nevoia de perfecționare acestor relații, iar pe de altă parte, segmentul de combatere, un segment extrem de important în activitatea pe care o desfășurăm zi de zi. Și cu permisiunea noastră aș puncta pe fiecare segment în parte activitățile importante pe care le-am desfășurat. Cu partenerii noștri din Bulgaria, schimbul de informații este unul aproape instantaneu. Suntem la depărtare de un telefon, de un apel telefonic pe colegii noștri și foarte multe dintre spețele pe care le-am generat reprezintă în primul rând operativitate și în al doilea rând calitate judiciară. Pentru că dacă reacția organului de aplicare a legii nu este una imediată, de multe ori suntem în situația în care nu putem să avem finalitate judiciară, nu putem să ne facem treaba. Iată deci, este necesară această comunicare care de multe ori a ajuns la nivelul de prietenie și operativitate maximă. Avem un protocol semnat cu partenerii noștri bulgari, iar fluxul de informații, vreau să vă spun că este unul extrem de consistent. În privința partenerilor din Serbia, de curând am avut onoarea să semnăm un parteneriat, un proiect internațional care practic permite colegilor mei să prezinte experiența pe care am acumulat-o de-a lungul timpului și să facem un schimb de experiență cu partenerii noștri din Serbia. Ne onorează alegerea pe care au făcut-o, fiind o concurență extraordinară în obținerea acestui proiect. Aici aș vrea să mulțumesc colegilor mei care s-au implicat și iată, la această selecție internațională, am avut șansa să fim câștigători ai acestui proiect. De asemenea, cu partenerii sârbi, avem un schimb de informații extrem de consistent, lucru care pe partea de combatere se vede, se simte și este perceput în mod concret pe dosarele pe care le avem împreună. În privința partenerilor din Ungaria. De asemenea, schimbul de informații este unul extrem de operativ și aș punta, în primul rând, parteneriatul pe care îl avem în desfășurarea testelor de integritate. Este un segment extrem de important pe care îl desfășurăm cu colegii noștri. Iar dosarele penale pe care le-am generat cu urmare acestor parteneriate sunt unele extrem de valoroase, zic eu, și care le putem fructifica pe partea de prevenire prin popularizare și, practic, prin prezentarea unor chestiuni concrete care reprezintă riscuri și care, evident, ulterior pot genera conformitate. În privința Ucrainei, ieri am avut plăcerea să semnăm un protocol pe care îl consider extrem de important. Este, practic, o continuare a activităților de colaborare pe care le avem cu partenerii noștri, atât pe prevenire cât și pe combatere. Și, în același timp, reprezintă un fundament pentru ceea ce vrem să creăm de aici încolo. Legat de colegii din Republica Moldova, parteneriatul este vechi, este unul profund, atât pe spețele pe care le dorim împreună, cât și pe partea de prevenire. Vreau să subliniez pe lângă partea de combatere și proiectul pe care îl derulăm împreună, alături de partenerii din Ivoare și Finlanda, un proiect extrem de important. Așadar, distinși invitații, iată, foarte pe scurt, modul în care colaborăm cu vecinii noștri și acest parteneriat pe care îl dezvoltăm, am simțit nevoia să îl întărim prin întâlniri bilaterale pe care le-am avut, cum spuneam, de la jumătatea acestui an. Și toate aceste întâlniri bilaterale au vizat toate aspectele muncii pe care le desfășurăm împreună. Am simțit nevoia ca în această zi să facem această întâlnire cu toți partenerii pe care am avut, fiecare dintre noi să ne expunem punctele pe care le-am acumulat și despre care spunem că sunt forte în colaborarea noastră, să ni le expunem, să ni le prezentăm, pentru că până la urmă o cooperare valoroasă și strânsă presupune cunoaștere reciprocă. Și apropo de cunoașterea asta, am reușit să facem ieri, vizitând împreună Ateneul Român, vizitând clădirea Cecului. De ce nu parcurgând acel kilometru și jumătate în plin până la clădirea Cecului, care a semnat iarăși un parteneriat la greu, spun eu. E bine toate aceste lucruri și activitățile informale pe care le desfășurăm, până la urmă înseamnă consolidarea legăturii pe care este bine să o dezvoltăm și să o avem în permanență. Organizarea în această zi a întâlnirii nu este deloc întâmplătoare. Pleacă de la Ziua Națională a României, când pe 1 decembrie a sărbătorit 100 de ani de la consolidarea statului modern român. De asemenea, în apropierea acestei zile, data de 9 decembrie, înseamnă Ziua Internațională a Anticorupției, pe care am găsit de cuvință să începem să sărbătorim cu această consolidare. Iar pleiada de activități pe care o desfășoară colegii mei în teritoriu, iată, zic eu, se încununează astăzi, în primul rând, cu prezența dumneavoastră aici și, în al doilea rând, cu plus valoarea pe care sunt sigur că o vom dobândi fiecare dintre noi la sfârșitul acestei conferințe.
Un lucru concret care se va întâmpla este buletinul pe care l-am întocmit cu sprijinul fiecăruia dintre partenerii noștri. Un buletin care pune la oaltă experiența pozitivă a fiecăruia dintre parteneri. Un document care sunt sigur că va reprezenta documentul de lucru, care va semna împărtășirea de bune practici, care va însemna plus valoare pentru munca colegilor pe care îi coordonăm la nivelul fiecarei țări partenere. Și sunt convins că astăzi punem o piatră de temelie pentru o cooperare frumoasă pe care o vom avea în viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, încă o dată ne onorează și sunt convins că lucrurile se vor derula exact cum ne-am propus la începutul întâlnirilor noastre bilaterale. Vă mulțumesc foarte mult!